Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și începem o nouă ediție România Politică. Astăzi, în prima oră a acestei emisiuni, îl avem invitat pe Rareș Hopinkă, candidat din partea Partidului Social Democrat și al Partidului Național Liberal pentru primăria sectorului 2. Domnule Hopinkă, bine ați revenit la România Politică. Bine v-am găsit, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule Hopinkă, sunteți singurul contracandidat al actualului primar, dacă mi-amintesc bine, al domnului Mihaiu. Nu, suntem patru candidați pentru primăria sectorului 2. Sunt eu reprezentantul Alianței PSD-PNL, este domnul Mihaiu din partea Alianței Dânșilor și mai avem încă doi candidați, Reper, dacă nu mă înșel, și SOS România. E bine să fie concurență, pentru că asta înseamnă, de fapt, democrația. Da. Mă uitam puțin peste programul nostru de guvernare locală, dacă vreți. Mai degrabă planul de acțiune pentru următorii 4 ani. Am văzut că aveți foarte multe puncte care par așa foarte ușor de realizat, cum ar fi parcările pe zona de spitale, am văzut pasaje supraterane, subterane. Care va fi prima măsură pe care o veți lua dacă ajungeți primar al sectorului 2? Bun. Par foarte ușor de realizat și în același timp este absolut jenant, aș spune, că încă discutăm despre lucruri elementare. Adică dacă un candidat, cum sunt și eu, trebuie să spună că va face curățenie în sector, e clar că ceva nu funcționează bine astăzi în sectorul. Curățenie de... la propriu? Curățenie la propriu. Nu, curățenie la propriu. Înțelegem și licențele și metaforele. Da, va trebui curățenie complexă, ca să spun așa, după actualul primar, dar în primul rând, sectorul 2 a devenit un sector deficitar la capitolul salubrizării. Obișnuiam să fim pe primele locuri la curățenie, ne băteam cu sectorul 1, dar am ajuns să ne batem în continuare cu sectorul 1, dar pentru ultimul loc al clasamentului în municipiul București. Și lucrul ăsta este unul absolut regretabil, pentru că cetățenii, locuitorii sectorului 2 nu au nicio vină, pentru că primăria nu știe să administreze un contract de salubrizare, pentru că poliția locală nu își face treaba și nu controlează firmele de salubrizare, nu controlează persoanele care aruncă deșeuri la întâmplare și așa, iată, că tolerând o zi, două, trei din incompetență în principal, ajungem să avem un sector chiar murdar. Același lucru sau un lucru asemănător s-a întâmplat și în sectorul 1, de fapt, dar nu este doar în București această problemă. Spre exemplu, și la Târgu Mureș, de unde sunt eu, au fost probleme cu firmele de salubritate și cu gunoiul care nu era ridicat cu zilele. S-a întâmplat ceva în ultimii ani, domnule Hopinkă, de avem această problemă? Noastră ați fost și prefect al capitalei o perioadă. Nu s-a întâmplat nimic. Au crescut exigențele populației, au crescut exigențele inclusiv din perspectiva legislației, pentru că noi trebuie să reciclăm astăzi, să deviem de la groapă, mai precis că acesta este termenul, peste 50% din deșeurile pe care le colectăm. Categoric, asta impune o schimbare a modului în care se face colectarea și transportul deșeurilor. Trebuie să ne adaptăm pe fiecare fază amplului serviciu de salubritate la noua realitate și, din păcate, multe dintre orașele, municipiile din țară nu reușesc să facă acest lucru, printre care, din nefericire, și sectorul 2. Sectorul 2 deviază de la groapă 1,45% din deșeurile pe care le colectează. Adică, chestiuni infime. Dar, încă o dată, este jenant că trebuie să vorbim despre curățenie, dar trebuie să vorbim despre curățenie. Cu alte cuvinte, în prima lună de mandat regândim modul în care este administrat contractul și ne apucăm să facem la propriu curățenie în sector. Efectiv, deci, nu mai putem măsură, tolera. Da, prima măsură, pentru că e o chestiune care ține direct de atribuțiile primăriei. Nu depindem de niciun alt aviz, de nicio altă procedură, de nimic. Ne apucăm să facem curat așa cum era odată în sectorul 2. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi avem cea mai mare graniță cu sectorul 3. Mulți dintre locuitorii sectorului 2 traversează zilnic granița cu sectorul 3. Și este frustrant pentru noi, locuitorii sectorului 2, să vedem că în sectorul 3 se poate, să vedem că în sectorul 4 se poate și noi suntem încremeniți în timp. E și asta, până la urmă, o formă de discriminare și este incorrect să fie așa. Dar revenind la planul de acțiune pentru următorii 4 ani,
Avem multe probleme în sector, dar una dintre cele mai importante este lipsa infrastructurii pentru mobilitate urbană. Sectorul 2 este cel mai dens sector din municipiul București. Suntem aproape 370.000 de locuitori pe o suprafață de 32 de kilometri pătrați. Asta înseamnă o densitate de aproximativ 12.000 de locuitori pe kilometru pătrat, iar ca o comparație, normele de proiectare la nivelul Uniunii Europene spun că acolo unde avem mai mult de 8.000 de locuitori pe kilometru pătrat, vorbim de densitate, da, apar inevitabil conflicte. Conflicte de trafic, conflicte chiar personale, chiar fizice, conflicte între categorii de utilizatori a infrastructurii publice, că ne referim la pieton versus șofer sau la biciclist versus automobilist. Apropo de trafic și de locuri de parcare, văd că ați trecut aici 7.000 de noi locuri de parcare în primii 2 ani de mandat. Domnul Mihai ne spunea, tot aici la România Politică, că în medie, apropo de densitate, în medie sunt cam 3 mașini pe familie în sectorul 2, ceea ce este foarte mult. Densitate mare, spuneați dumneavoastră, mașini foarte multe, locuri de parcare puține, așa cum se întâmplă. Unde faceți cele 7.000 de locuri de parcare? Densitatea de mașini nu e mai mare în sectorul 2 decât în alte sectoare ale capitalei, decât în sectorul 3, de exemplu. Uh-huh. Și să vă dau un exemplu. Sectorul 3 are o suprafață oarecum comparabilă cu cea a sectorului 2, și o suprafață cam cu 20%, o populație cam cu 20% mai mare decât sectorul 2. În aceeași situație, în sectorul 3 există 80.000 de locuri de parcare, iar în sectorul 2 abia există 30.000 de locuri de parcare. Deci a inventa pretexte ca să-ți justifici lipsa de acțiune, lipsa de implicare pentru rezolvarea acestei probleme este profund incorrect. Cu alte cuvinte, în sectorul 3 și în sectorul 4 s-au făcut noi locuri de parcare. În principal prin resistematizarea spațiului public, pentru că noi, între celebrele quartale de blocuri, cu toții locuim sau am locuit la bloc în blocurile proiectate în perioada comunistă, spațiul public a fost proiectat ca să permită parcarea a aproximativ 4 mașini pentru o scară cu 10 etaje și 2 mașini pentru o scară cu 4 etaje. Așa era la vremea respectivă. Absolut. Dar acum fiecare familie are cam 2 categoric mașini. Insuficient pentru nevoile de astăzi. Și atunci, prin simpla resistematizare a spațiului public urban din interiorul quartalelor de blocuri, se pot obține 20 până la 30% mai multe locuri de parcare. Prin resistematizare înțelegem instituirea unui sens unic, pentru că în spatele blocului nu ai nevoie de bulevard sau de stradă cu două benzi. Este necesar un flux corect, să spunem să intri prin stânga, să ieși prin dreapta, astfel încât să poată intra riveranii, să poată intra mașina de salubritate, o salvare, Doamne ferește, sau o mașină de pompieri. Și este suficient. Mai departe, modul în care sunt aranjate sau gândite locurile de parcare este unul complet ineficient. Am făcut asta la sectorul 5, am resistematizat spațiul public urban și am generat peste 30% locuri de parcare, deci locuri de parcare în plus în interiorul quartalelor de blocuri. Deci, și asta necesită muncă de teren, pentru că e câte un proiect la fiecare bloc, nu poți să le faci din birou. Necesită o muncă a unor oameni pregătiți în acest domeniu. 7.000 de locuri de parcare. În primii 2 ani vom scoate mai mult. Eu am fost prudent cu avansarea acestor cifre și vă spun și de ce. În ultimii 4 ani de zile, în sectorul 4 au fost create 30.000 de noi locuri de parcare. Doar în ultimii 4 ani de zile. În aceeași perioadă, în sectorul 2 abia au fost create 3.000 de noi locuri de parcare și majoritatea au fost create vopsind linii paralele cu bordura pe stradă. Deci sunt locuri publice în care oricum erau parcate mașini, doar că acum sunt reglementate și taxate. Deci ținta de a face 7.000 de noi locuri de parcare în primii 2 ani de zile este una, din punctul meu de vedere, pesimistă. Cu siguranță vom face mai mult de atât și o vom face în 4 moduri. Nu este resistematizarea singurul mod în care vom face parcări. Avem zone publice, la fel, parcări rezidențiale, pe suprafețe mai mari de 2000 de metri pătrați, pe care vom face practic parcare supraetajată. Și atunci, printr-o lucrare de infrastructură relativ simplă, vom dubla numărul de locuri de parcare.
în locul parcării simple rezidențiale, vom avea o parcare cu două etaje și vom dubla numărul de locuri de parcare. Aceasta este o soluție. Deja avem identificate 11 de amplasamente unde deja pot fi făcute astfel de soluții locale. Vor fi locale. Tot pentru parcări rezidențiale. Categoric. Vorbim de parcări rezidențiale. A treia metodă pentru creșterea numărului de locuri de parcare sunt crearea de parcări supraetajate în cartierele dense din punct de vedere urban, pe amplasamente care vor fi expropriate sau cumpărate de primăria sectorului 2. Și aici vom îmbina două funcțiuni publice, va fi funcțiunea de parcare pe de-o parte și funcțiunea de loc de joacă sau teren de sport pe parcarea rezidențială sau o idee foarte bună pe care am primit-o în urma unei întâlniri cu o comunitate de artiști din sectorul 2, putem avea inclusiv funcțiuni culturale, adică un teatru construit pe o structură ușoară deasupra unei parcări supraetajate. E o idee care mi-a plăcut foarte mult și cred eu că poate fi realizată. Iar a patra direcție, și îmi cer scuze cu asta termin, avem în plan construirea de două parcări de tip park and ride, una în Colentina și una în Petrican, pe care să le conectăm cu transportul în comun, astfel încât să deservească persoanele care vin din afara orașului și au jobul în interiorul sectorului sau al municipiului București și astfel și-ar putea lăsa mașina și să utilizeze transportul în comun. Deci, preocuparea pentru creșterea numărului de locuri de parcare, cred eu că ar trebui să fie una din principalele preocupări ale primăriei sectorului 2 și, din nefericire, pentru locuitorii sectorului 2 nu a fost. Pentru că, din potrivă, prin un proiect insuficient de bine fundamentat, aș spune eu, și gândit, au fost obstrucționate locurile de parcare fără a se da o alternativă reală pentru locuitori. S-a umplut sectorul de stâlpișori, cei drept s-au creat trotuare generoase, pe unele dintre ele nu circulă nimeni, dar sunt trotuare generoase și proprietarii de mașini astăzi sunt discriminați. Nu văd de ce trebuie să avem un conflict artificial între pieton și șofer, pentru că până la urmă primăria trebuie să furnizeze servicii publice de calitate în egală măsură și pentru o categorie și pentru cealaltă. Nu cred că actualul primar a fost ales doar de pietoni. Nu e primarul pietonilor, e primarul poate sectorului. Poate e un primar pieton, nu știu, l-am întrebat domnul Mihaiu dacă are sau nu carnet de conducere, dacă este șofer, dar cert este că e important pentru pieton, nu doar pentru pieton, ci mai ales pentru părinți care au copii, au cărucioare, îi duc la școală, e nevoie și de siguranță. Sigur da, că da. Stâlpișorii faceți ceva, pentru că dacă întrebi un locuitor din sectorul 2, asta va fi prima nemulțumire pe care o vor spune, că sunt prea mulți stâlpișori. Puteți să faceți ceva? Și oamenii au dreptate. Sunt prea mulți stâlpișori. Am făcut o analiză succintă și din punctul meu de vedere, 80% dintre stâlpișorii montați pe domeniul public trebuie să dispară. Nu au niciun fel de sens. Înțelegem rostul acestor stâlpișori de protejarea traficului pietonal în anumite zone, dar știu eu, această nebunie a stâlpișorilor în tot sectorul este una de neînțeles. Adică s-a poluat spațiul public cu un plastic hidos și de proastă calitate. Mulți dintre acești stâlpișori dispar natural pentru că sunt extrem de fragili și pare, locuitorii sectorului 2 spun că pare mai degrabă un business de a înlocui cât de repede decât o inițiativă. Decât, probabil, decât să fie o inițiativă pentru cetățeni. Deci 80% din acești stâlpișori trebuie să dispară și revenind la exemplul dumneavoastră, da, avem nevoie să protejăm traficul pietonal. Mai ales, sigur, avem mămici, se plimbă cu cărucioare, cu copii, e foarte, foarte corect, dar avem și mămici care au copiii în spate și se chinuie câte 40-50 de minute să găsească un loc de parcare cu copilul plângând în spate. Și unii și alții au drepturi și au drepturi egale. De aceea spun că primăria trebuie să fie egală pentru toți și să se implice la fel de mult și pentru nevoile pietonului, dar și pentru nevoile proprietarilor de autoturism. Traficul, dacă toți suntem aici, este un trafic intens în sectorul 2. S-a făcut doar pasajul de la doamna Ghica, care a fost făcut de Primăria Generală a Capitalei, finalizat în urmă cu câteva luni.
Dacă aș fi fost acum vreo 4-5 ani, nu v-aș fi întrebat de infrastructura rutieră, pentru că de obicei acest lucru rămânea la Ministerul Transporturilor sau la Primăria Generală a Capitalei. Însă am văzut exemple în sectorul 3 și sectorul 4, acolo unde primarii de sector au reușit să facă niște pasaje supraterane, astfel încât să mai oprească un pic acel trafic intens, mai ales spre ieșire. Nu să-l oprească, dimpotrivă, să-l fluidizeze, astfel încât să nu mai avem acele cozi interminabile care generează poluare, generează disconfort, consum mare de combustibil. Aveți ceva planuri concrete pentru Avem planuri concrete în ceea ce privește infrastructura pentru mobilitate. Intră la același capitol mare unde am spus deja că suntem deficitari. Și aici paranteză. Pasajul de la doamna Ghica nu rezolvă nimic dacă nu rezolvăm și alte două intersecții foarte mari, adică intersecția de la Delfinului și blocajul de la Pipera, de la bariera de cale ferată. Și atunci, avem gândit în felul următor. Facem pasaj suprateran la Pipera, în zona adică să nu mai stai de cale ferată, să nu mai stai la barieră, să mergi peste, să traversezi, să fie un trafic fluid. Deja există pentru acest proiect studiul de fezabilitate lăsat din mandatul anterior la Primăria Generală. Sigur că a rămas probabil printr-un sertar, n-a fost o prioritate. Și mai avem de rezolvat intersecția din zona Delfinului Pantelimon, unde iar este un nod rutier extrem de important și se creează blocaje foarte mari, pentru că toți cei care traversează fluid peste șoseaua Colentina se blochează la Delfinului. Iar la Delfinului avem o resistematizare a întregii zone și regândire integrală a circulației. În afară de aceste două proiecte, mai avem un pasaj în zona Gherghiței Fundeni pentru descărcarea de pe autostrada A3 și pentru fluidizarea traficului în această zonă. Și mai avem un pasaj subteran de această dată în zona Baicului, tot în zona barierei căii ferate, astfel încât să putem fluidiza traficul către strada Heliade între vii. Deci sunt patru proiecte mari de infrastructură pe care le vom face în colaborare cu Primăria Generală, cele mai multe dintre ele, care vor rezolva o bună parte din traficul din sectorul 2. Sigur, suntem un sector extrem, extrem de aglomerat, dar în egală măsură suntem și sectorul în care nu s-a investit în proiecte mari de mobilitate. Bani de unde aduceți, domnule Hupincă? Pentru acest tip de proiecte, cred eu că avem bugete îndestulătoare. Ca să vă dau un exemplu, pasajul de peste calea ferată din zona Pipera ar costa undeva în jurul sumei de 25 de milioane de euro. Prin comparație, numai la sfârșitul anului 2023, în conturile primăriei sectorului 2, a rămas un excedent bugetar de peste 65 de milioane de euro. Deci bani necheltuiți. Stați puțin, că mă debusolați așa. Deci și la primăria sectorului 2 au rămas bani în conturi? Evident. Peste 320 de milioane de lei au rămas bani necheltuiți în conturile primăriei și n-au rămas pentru că ar fi fost rezolvate toate problemele din sector și nu mai avem pe ce să investim bani. Cum reușesc unii primari să țină bani în cont și să nu-i cheltuie când sunt atât de multe nevoi și atât de multe investiții care ar putea să fie făcute? Când ați spus reușesc, sper că ați spus și ghilimele de rigoare. Da, pentru că asta este o crasă dovadă de neputință, sau neputință și de lipsă de implicare. Am condus un sector, am fost ordonator de credite la un sector și aveam atâtea proiecte de investiții încât nu mai știam de unde să scoatem bani. Nu ne-am pus vreodată problema că ne vor rămâne banii de investiții în conturi. Dar iată că, din păcate, și la sectorul 1 și la sectorul 2, ba chiar și la Primăria Municipiului București, se poartă această modă de a nu investi banii, de a rămâne cu excedent bugetar, în timp în care cetățenii suferă din cauza lipsei infrastructurii de mobilitate, a lipsei locurilor de parcare, a parcurilor și zonelor verzi existente care sunt degradate și eșuează în funcția socială și publică pe care o au și așa mai departe. Da, educație și sănătate. Aș vrea să trecem puțin la aceste subiecte. Pe zona de educație, știu că domnul Mihaiu a făcut, nu știu, 3 sau 4 grădinițe sau creșe în ultimii ani. Ar mai fi nevoie de un Hopin? Una e ce spune actualul primar, alta este realitatea. Și să vă spun ce nu a făcut.
nicio școală sau grădiniță și nici măcar un corp de clădire a unei școli sau grădinițe din sectorul 2 nu are autorizație de securitate la incendiu. Niciuna. Zero. Nicio grădiniță, nicio școală, nici măcar un corp de clădire. Niciun liceu și așa mai departe. Ori, în situația în care nicio astfel de clădire, nicio astfel de instituție nu are autorizație de securitate la incendiu, să vii să povestești sectorului despre ce investiții în educație ai făcut, mi se pare cel puțin ridicol. Sectorul 2 are nevoie în primul și în primul rând de școli sigure. Și când mă refer la școli sigure, asta înseamnă siguranță. Din momentul în care ai pășit pragul școlii, trebuie să avem clădiri sigure, fără risc seismic, trebuie să avem sisteme de supraveghere video, astfel încât copiii să fie în siguranță de factorii de amenințare din exterior, trebuie să avem clădiri autorizate pentru securitatea la incendiu și trebuie să avem un sistem cât mai eficient din punct de vedere administrativ de prevenire a violenței în școli și a consumului de droguri în mediul școlar, subiect despre care am mai vorbit și care va sta în vârful agendei de priorități când voi ajunge la primăria sectorului 2. Deci asta înseamnă școli sigure și mai mult decât atât, asta ar însemna o preocupare reală pentru sistemul de învățământ din sector, nu faptul că am preluat de la Gabriela Firea 4 proiecte de grădiniță și ca o consecință firească, ca o, mă rog, o logică firească administrativă, au început lucrările la aceste grădinițe. Să știți că e bine că se continuă lucrurile, pentru că am văzut de multe foarte, ori, inclusiv este la foarte nivel bine că se guvernamental, proiectele. Care se blocau anumite proiecte doar pentru că nu au fost. Este foarte bine să existe o continuitate a proiectelor, dar este foarte, foarte necesar să avem și o prioritizare clară și corectă a urgențelor în administrație. Iar faptul că peste 55.000 de elevi și preșcolari și antepreșcolari din sectorul 2 învață în clădiri fără autorizație de securitate la incendiu, cred eu că este un element ce ar trebui să dea de gândit oricărui primar, oricum l-ar chema, de la orice partid ar fi. Referitor la spitale, citeam în proiectul dumneavoastră că vă doriți să faceți un spital pentru asistență, un centru medico-social. Ce da, înseamnă asta? Ne propunem să facem un centru medico-social care să furnizeze servicii medicale în principal, compensate sau gratuite pentru persoanele vulnerabile din sectorul 2. Și ne gândim la anumite tipuri de servicii medicale care nu sunt extrem de complexe. Nu vorbim despre chirurgie sau nu vorbim despre proceduri medicale complicate și specializate, ci vorbim în special despre recuperare medicală, vorbim despre diabet și boli de nutriție, vorbim despre geriatrie și îmbătrânire activă. Există o serie întreagă de discipline medicale care pot face parte dintr-un astfel de centru. Putem da aceste servicii către comunitate și mă refer cu precădere la seniorii comunității, la persoanele vârstnice, astfel încât să nu aglomerăm, prin lipsa acestor servicii, de fapt, unitățile medicale specializate care ar trebui să se ocupe de cazurile mai complicate. Este un proiect fezabil, relativ simplu de făcut, dacă preluăm modele de succes și acestea există. Aveți clădire? Avem un centru imens la Pantelimon, în Pantelimon 301, care, din păcate, a fost transformat în clădire administrativă și și-a restrâns activitatea pentru beneficiari direcți, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, pentru că administrația deci nu se face pentru administrație. Administrația se face în beneficiul comunității. Cetățenie. Și atunci vom redeschide centrul din Pantelimon 301 către beneficiari, către public. Bine, să trebuie reabilitat. Bineînțeles, se pot face și investiții noi. Repet, nu e o problemă de bani, e o problemă de viziune, de implicare și până la urmă și de hărnicie, pentru că și asta lipsește, din păcate. În afară de aceste servicii, gândim și o secție de stomatologie adresată în primul rând copiilor, cu servicii stomatologice de bază, sigur, nu chestiuni complicate, dar care de regulă grevează bugetele părinților într-o manieră
destul de importantă, ca să zic așa, și atunci mulți dintre părinți, neavând bani, pentru că asta este cauza multor probleme, aleg să amâne intervențiile stomatologice ale copiilor până când de regulă este prea târziu. Și atunci va fi o activitate intensă de prevenire, inclusiv în acest domeniu, astfel încât să nu ajungem la afecțiuni mai grave. Că tot veni vorba de prevenire, am văzut că vreți să faceți și un centru antidrog. Ce înseamnă acest după cum v-am spus, este în topul listei de priorități intensificarea activităților de prevenire a consumului de droguri. Sigur, acolo unde putem avea atribuții și aici ne referim în special la mediul școlar, dar, pe de altă parte, prin Direcția de Asistență Socială vom face acest centru antidrog care este mai degrabă un centru de reabilitare a persoanelor cu adicții. Și ne referim la procedurile complexe medicale, de terapie, de consiliere psihologică, de suport pentru persoanele care ies din sevraj. Să spunem că o persoană dependentă, o persoană bolnavă este dusă la Obregea, cum se întâmplă astăzi, se tratează în 7 până la 10 zile sevrajul, după care este trimisă acasă. De multe ori ajunge din nou în anturajul nociv care a dus-o inițial la consumul de droguri. Deci nu s-a rezolvat mare lucru și rata de reabilitare în momentul la care vorbim este una infimă. Și atunci, creând acest centru suport pentru persoanele cu adicții, vom prelua persoanele din sectorul 2, sigur, care doresc după tratarea sevrajului și vor fi introduse în această cură pe termen lung, care poate fi de 3 luni, 6 luni, 8 luni de zile, de reabilitare. Se va adresa doar locuitorilor sectorului 2? Evident, beneficiarii noștri, fiind plătiți din bugetul local al sectorului 2, trebuie să fie din sectorul 2, nu pentru că așa ne dorim. Nevoia de astfel de servicii este mare în toată capitala, aș spune chiar în toată România, dar utilizând bugetul local trebuie să avem beneficiari din sectorul 2. Când ar putea să fie gata acest centru? În maximum 2 ani de zile, iar investiția despre care vorbim ar putea să fie între 4 și 5 milioane de euro. Sistemul, ați găsit și un loc în care sistemul, să se avem în analiză câteva amplasamente, 4. Sistemul e mai complicat alegerea locului pentru că trebuie să fie un spațiu și destul de bine izolat, nu în centrul comunității, pentru că perturbă cura în sine, dar trebuie să fie și în interiorul sectorului ca să fie bine conectat cu mijloacele de transport și am identificat în sensul ăsta câteva locații ce ar putea fi potrivite. Una este pe un teren public ce poate facilita o implementare mai rapidă, 3 sunt private ce ar putea îngreuna puțin procesul, dar mă rog, acestea sunt până la urmă detalii în implementare. Ce este, din punctul meu de vedere, extrem de important de spus este că mă gândesc că un astfel de proiect îl putem face mai eficient și mai bine pentru beneficiarul final în colaborare cu sectorul neguvernamental. În sensul că mi-aș dori ca primăria să vină și să creeze această infrastructură, să financeze utilitățile, să aloce poate chiar și buget per beneficiar, și să beneficiem în același timp de expertiza organizațiilor neguvernamentale care fac această muncă, multe dintre organizații extrem de eficient și extrem de bine, de mulți ani de zile. Eu însumi am fost în vizită la câteva centre din jurul Bucureștiului care au o rată de reabilitare de 80% dintre pacienți, ceea ce înseamnă că este o muncă temeinică și foarte bine făcută. Cei drept nu au capacitate foarte mare și aici este rolul administrației publice locale. Da, mă bucur să aud că discutăm și despre astfel de probleme, pentru că până la urma urmei, cel puțin anul acesta, în această campanie electorală, domnule Hopincă, am văzut că una din preocupările oamenilor, ale românilor, este deja consumul de droguri, adică în ultimul an a urcat în problemele identificate de către români și consumul de droguri. Și aici aș vrea să vorbim și despre poliția locală, pentru că, spre exemplu, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, ne spunea că va implementa în sectorul pe care îl conduce astăzi un sistem de supraveghere video inteligent care ar putea să identifice inclusiv traficul de droguri. Bineînțeles, e vorba de niște infracțiuni mai largi,
zona pe care o acoperă, dar cu predirecție către zona de școli, parcuri, acolo unde copiii stau, poate uneori supravegheați sau nesupravegheați și unde poate consumă droguri, poate li se vând droguri. Există această variantă sau aveți un astfel Există. De plan? Din punct de vedere tehnic, am studiat acest domeniu. Există supraveghere video bazată pe inteligență artificială, care depistează inclusiv posibile tipare ale unor infracțiuni, inclusiv tipare ale unor contravenții. Acest sistem poate, de exemplu, să dea alertă în momentul în care cineva aruncă deșeuri într-un loc în care nu este permis să arunci deșeuri. Sau dacă vii și lași punga de gunoi lângă stâlp. Sistemul inteligent de supraveghere video poate da o alertă într-un dispecerat. Avem în plan un astfel de dispecerat modern și extinderea sistemului de monitorizare video, pentru că, din păcate, suntem deficitari, dar acest proces va merge în paralel cu o reformă radicală a poliției locale, pentru că ceea ce se întâmplă la poliția locală astăzi nu este deloc bine. Avem mai mulți funcționari care stau în birouri pentru a se îngriji de treburile administrative decât polițiști locali care să patruleze efectiv în teren. Iar aici ne aflăm într-o paradigmă descrisă de, dacă vreți să teoretizăm, de teoria ferestrelor sparte. Dacă astăzi ignorăm o mică infracțiune, mâine ignorăm o anumită infracțiune, sigur, din neputința poliției locale de a interveni, ignorând astfel de mici infracțiuni vom ajunge la mare infracționalitate. Dacă, în schimb, retezăm din start această mică infracționalitate, vom crea un mediu de siguranță publică mult mai bun pentru toți locuitorii sectorului. Și, din păcate, chiar ieri a fost dat publicității un caz extrem, extrem de grav. Am avut în sectorul 2 un atac asupra unei doamne făcut de un huligan la ora 9 seara, pentru că nimeni nu e în zonă ca să prevină astfel de comportamente antisociale și astfel de infracțiuni. Este un sector periculos, domnule Hopinca, sectorul 2? Este, după numărul de infracțiuni, al doilea cel mai periculos sector din București. Primul fiind sectorul 5? Primul fiind sectorul 1. Sectorul 5 este la coada clasamentului. Da. Surprinzător. Da. Sectorul nu e surprinzător, e rezultatul direct al lipsei de implicare a poliției locale. Pentru că să nu vă imaginați că infracțiunile sunt, știu eu, extrem, extrem de complicate și de greu de combătut. Vorbim despre tâlhării, vorbim despre furturi de autoturisme sau din autoturisme, vorbim despre trafic de droguri, chiar sunt aceste infracțiuni care pot fi prevenite foarte eficient prin prezența polițiștilor în stradă. Dacă vom crea obișnuința polițiștilor de a stra în stradă și de a patrula, inclusiv în memoria răuvoitorilor se va întipări această idee că patrulează poliția, deci mai bine nu. Poate fi poliția în zonă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și aș vrea să discutăm puțin și despre partea aceasta politică, pentru că sunteți unul din puținii candidați susținut de PSD-PNL. V-aș întreba cum merge campania cu această susținere din partea a două partide. Nu sunt unul dintre puținii. În București cred că suntem toți la ultimul recensământ pe care l-am făcut. Sigur, a fost o altă decizie la nivelul primăriei municipiului București. Da, oricum. Dar la nivelul cred că sunt vreo 10 așa la nivel național. Deci nu la nivelul sectoarelor, cel puțin, toți candidații sunt susținuți de ambele partide, iar în ceea ce mă privește, sunt privilegiatul unei relații extrem, extrem de bune cu organizația PNL Sector 2. Sigur, organizația PSD Sector 2 este angrenată de plin în campanie, dar avem și o relație personală foarte bună și avem și, până la urmă, un obiectiv politic comun și extrem de clar trasat de locuitorii sectorului 2. Nu e bine ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani. Alegătorii, locuitorii sectorului 2 sunt revoltați de modul în care e administrat sectorul și ne-au însărcinat cu această misiune de a aduce schimbarea la primărie. Și până la urmă e un demers absolut corect, pentru că suntem în linie cu ceea ce vor majoritatea locuitorilor din sectorul 2,
cred că în proporție de aproape 70% oamenii sunt dezamăgiți de direcția în care se îndreaptă sectorul în ultimii ani. Domnule Hopincă, ați bătut palma cu PNL să mergeți împreună în aceste alegeri. Lista de consilieri locali pentru sectorul 2 cum arată? Lista de consilieri locali este în proporții egale formată 50-50. Din consilieri PSD și consilieri 1-1. PNL. Da. 1 PSD, 1 PNL. Da. Și este formată din colegi cu multă experiență în administrație, să luați oameni 50%? Pe care să ne bazăm în totalitate. Sunt convins că vom lua peste 50%. Peste 50% pentru Consiliul Local. Sunt convins că vom lua peste 50%. Deci asta înseamnă că nu veți avea o problemă cu majoritatea. Nu, nu. Exclud această posibilitate pentru că în afară de sondajele care spun acest lucru, vedem reacția de zi cu zi a oamenilor în teren. Pe cine, cu cine puteți să negociați? Cu ce partid ați putea negocia ca să o faceți majoritate? Cred că vom avea nevoie să negociem cu partide pentru majoritate, pentru că, după cum am spus, ecuația se prezintă a fi destul de simplă. Dacă va trebui să negociem, în schimb, cu anumite partide, despre asta e vorba în politică. Iar cei care pornesc la drum spunând că eu nu voi negocia niciodată cu X sau cu Y, greșesc fundamental. Pentru că misiunea încredințată de alegători este să faci treabă, să faci proiecte, asta pe cetățeanul îi interesează să implementezi proiecte, sau nu, să faci bineînțeles. Nu e, cred că, e treaba primarului nu cred că i-ar păsa nimănui dacă noi ne-am certa cu Consiliul Local, dacă eu în calitate de primar mă voi certa cu Consiliul Local. La finalul zilei, tot eu voi fi cel care va deconta în fața cetățenilor. Și atunci, cred eu că una dintre principalele atribuții ale primarului este să-și negocieze într-un mod transparent, onest și corect majoritatea, astfel încât să poată să facă proiecte pentru comunitate. Dacă eșuează în acest demers, vezi cazul Clotilde Armand, va veni peste 4 ani să spună că ok, ar fi vrut să facă, dar nu l-a ajutat Consiliul. Orice cetățean poate spune același lucru mai credibil decât Clotilde Armand, de exemplu. V-ar fi dezavantajat dacă v-ați fi dus pe candidaturi separate PSD-PNL la sectorul 2? Nu cred. Până la urmă, rezultatele mandatului actualului primar sunt dezastroase și dacă noi candidăm împreună și dacă am fi candidat separat. Poate scădeau șansele dumneavoastră să ajungeți prin urmare, cred că rezultatul va fi același. Voi ajunge primar și ne vom apuca în sfârșit de treabă pentru că, după cum am spus, suntem mult în urma altor sectoare. Credeți că a fost o greșeală, domnule Hopin, că alegerea candidatului unic la Primăria Generală a Capitalei, iar mai apoi candidați separați PSD-PNL pentru Primăria Generală? Vă întreabă oamenii despre acest lucru? Da, suntem întrebați de ce nu am nominalizat-o din prima pe doamna Firea, de ce am încercat cu un alt candidat. Până la urmă, cred că și sociologia are limitele ei. La un anumit moment, la începutul acestui an, sondajele prezentau drept extrem de favorabilă ideea unui candidat independent care să fie susținut de ambele partide. Vedem, în schimb, că reacția bucureștenilor a fost una de circumspecție, dacă vreți. Și atunci, pentru a putea capacita electoratele ambelor partide, noi am fost puși în situația de a renunța la această decizie. Și am reluat, cum ar veni, decizia naturală de a candida cu președinții celor două filiale. Și aici chiar îmi pare foarte rău pentru momentele prin care a trecut domnul profesor Cârstoiu. În niciun caz nu merita toată această campanie de presă extrem de virulentă împotriva dânsului. E un foarte bun specialist pe care îl cunosc de foarte mult timp. Credeți în continuare că presa a purtat partea ei de vină pentru faptele? Campaniile de presă suprapuse și extrem de agresive împotriva doctorului Cârstoiu au fost parte a deciziei, bineînțeles. A fost, da. Nu putem spune că presa a fost cea care l-a retras pe Cătălin Cârstoiu, dar și campaniile de presă au contribuit la invalidarea acestei soluții pe care noi am ales. Dar nu vi s-a părut o anchetă sau articole nu vi s-au părut corecte vis-a-vis de domnul Cârstoiu? N-am spus că au fost corecte sau incorrecte, am spus că au fost extrem, extrem de agresive. Și pentru cazuri similare sau mult mai grave, măsura n-a fost aceeași. S-a judecat cu dublă măsură, încă o dată, din păcate, pentru doctorul Cârstoiu. Credeți că această greșeală sau acest test, dacă vreți mai bine zis, cu încercarea de a impune un candidat
care nu face parte nici din PSD, nici din PNL, pentru Primăria Generală a Capitalei, ar putea să fie o lecție pentru un eventual candidat comun la prezidențiale? Este o lecție că un candidat independent susținut de cele două partide nu are priza electoratelor PSD și PNL. Și cred eu că ce ne-a învățat această lecție este că nu vom avea un candidat independent susținut de cele două partide. Vă este ușor să-i convingeți pe votanții de dreapta, cei PNL, să vă voteze? Nu este nici ușor, nici greu. N-aș putea evalua pe această axă. În schimb, sunt extrem de interesat eu, în dialogul cu votanții liberali, să mă prezint și să le explic direcțiile pe care eu le consider corecte pentru dezvoltarea sectorului. Și vreau să spun că am un dialog extrem, extrem de constructiv cu votanții liberali, care poate la început au privit oarecum sceptic ideea de a vota un reprezentant PSD. Dar pe măsură ce campania electorală trece și avem șansa de a discuta cu cât mai multă lume, inclusiv cu cât mai mulți votanți liberali, vreau să vă spun că feedback-ul este unul din ce în ce mai bun. Pentru că, până la urmă, în administrație, lipsa locului de parcare este de stânga sau de dreapta. Dar mizeria, o fi de stânga sau o fi de dreapta. Dar lipsa infrastructurii pentru mobilitate și petrecerea a 3 ore pe zi în trafic, o fi de stânga sau o fi de dreapta. Nu, soluțiile de administrative sunt locale și sunt bazate mai mult pe fundamentări științifice și pe hărnicie și pe viziune decât pe o ideologie politică sau alta. Nu mai avem timp și mai am o ultimă întrebare. Dacă micii din obor sunt de stânga sau de dreapta? Micii din obor sunt și progresiști, dar și tradiționali, să știți. Mulțumesc mult, domnule Rareș Opincă. Noi ne revedem după scurtă pauză de publicitate. Continuăm dezbaterile electorale, însă mergem pe zona de Bruxelles, pentru că avem alegeri și pentru Parlamentul European. Rămâneți pe Prima News. Doamnelor și domnilor, am revenit la România Politică. Ne extindem puțin așa, după ce am vorbit de alegerile locale, acum discutăm și despre alegerile europarlamentare, acolo unde votăm tot pe 9 iunie. Și este o zi cu atât mai importantă cu cât la Bruxelles a avut loc și prima mare dezbatere între candidații pentru șefia Comisiei Europene. Vorbim imediat despre acest subiect și intrăm și într-o legătură telefonică directă cu Sebastian Zachman, colegul meu care lipsește astăzi, dar a fost acolo la dezbatere la Bruxelles, dar vă prezint mai întâi invitatele mele de astăzi. Roxana Măzată din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, bine ați venit la România Politică. Bine v-am găsit. Și Mara Mareș din partea Partidului Național Liberal. Doamna Mareș, bine ați revenit la România Politică. Bună seara, bine v-am găsit. Și vă spuneam că mergem și la Bruxelles, acolo unde Sebastian Zachman, colegul meu, a participat astăzi la dezbatere. Sebi, bună seara. Bună seara. Cum a fost la dezbatere? Vorbeam ieri puțin și aveam așa niște așteptări mari de la această dezbatere. Să știi că a confirmat așteptările noastre, a fost o dezbatere utilă, orice dezbatere politică până la urmă este utilă. Sigur, în România nu prea mai vedem dezbateri din 2019, când președintele Klaus Iohannis a fugit de doamna Dăncilă, de temutul candidat Viorica Dăncilă. Vedem că se repetă istoria și la Primăria Generală, unde Nicu Șordan refuză orice dezbateri sau, mă rog, refuză provocarea lui Sebastian Burduja. La Bruxelles, totuși, au loc dezbateri. Paradoxul face, totuși, ca oamenii care au fost astăzi pe scenă, s-ar putea ca niciunul dintre ei să nu ajungă în fruntea Comisiei Europene, cea mai importantă funcție din arhitectura de putere a Uniunii Europene și a Europei până la urmă, dar asta e o altă discuție. Primul pas a fost făcut, s-au prezentat pe scenă cei 5 lideri ai celor mai importante grupuri politice. Sigur, au lipsit cei de la conservatori, de la ECR, însă ei neagă această modalitate de a conduce Europa și Uniunea Europeană, nici măcar nu-și desemnează un candidat pentru șefia Comisiei Europene, de aceea n-au luat parte la dezbatere. Au fost câteva teme mari de discuție, de la migrație și joburi până la tehnologie și apărare, bineînțeles, a vorbit mult despre războiul din Ucraina și nu doar despre războiul din Ucraina, ci și despre cel din Fâșia Gaza și candidatul stângii, atenție, stânga nu înseamnă la Bruxelles grupul socialiștilor sau PSD, înseamnă stânga radicală, mai degrabă comuniști, am putea spune. Ori bine, bine, liderul acestor neocomuniști europeni a cerut chiar acolo pe scenă ca Israelul să fie sancționat și Palestina să fie recunoscută ca stat, afirmații care au stârnit rumoare în sală. De cealaltă parte, ca să mă duc și la dreapta, nu la dreapta extremă, ci la PPE, cel mai mare partid
din Parlamentul European și care foarte probabil va aduna cele mai multe voturi pe 9 iunie, a fost reprezentat de Ursula von der Leyen. Doamna von der Leyen pare favorită în a rămâne la șefia Comisiei Europene, asta dacă nu cumva negocierile dintre liderii europeni vor duce la altă soluție. Însă doamna von der Leyen a semnalizat clar către conservatorii de care spuneam că nu și-au desemnat candidat la șefia Comisiei Europene și a spus răspicat că este gata de o colaborare cu premierul Italiei, cu doamna Meloni, care în urmă cu câțiva ani era considerată fascistă, extremistă, da, de lideri europeni, dar iată când a ajuns la putere și a mai moderat discursul și acum a intrat în grațiile liderilor europeni și doamna von der Leyen se bazează sau ar vrea să se bazeze și pe voturile sale în încercarea de a aduna o majoritate în Parlamentul European. Problema doamnei von der Leyen vine de la liberalii europeni, de la grupul Renew, care acum o susțin în Parlamentul European, dar care au spus foarte clar ori noi, ori doamna Meloni. Deci trebuie să aleagă doamna von der Leyen și s-ar putea ca matematica să nu-i fie deloc favorabilă după alegerile din 9 iunie. Dar am văzut că astăzi, poate nu întâmplător, a apărut și un articol în Politico cu privire la componența următoarei Comisii Europene. S-a discutat și despre eventuale noi portofolii. Știu că s-a discutat intens de un portofoliu pe apărare, pe securitate și apărare. A fost și unul din subiectele discutate astăzi în cadrul dezbaterii. Da, e ca și agreat, să spunem, acest portofoliu pe apărare. Au vorbit și acești lideri, da, Spitzenkandidat, lead candidate pentru Comisia Europeană, despre importanța zonei de apărare și despre investițiile în armament. Și aici e un subiect de care ar putea profita și România cu industria noastră de armament, care să fie sprijinită, subvenționată din fonduri europene. Ar fi chiar un subiect de dezbătut în campanie, dar noi suntem ocupați cu alegerile locale, alegerile europarlamentare aproape că nu există. Cert este că vom avea foarte probabil un comisar pe apărare, unde prima șansă sau favorite pleacă țările din Est. Vorbim de Polonia și de România, țările aflate la granița războiului din Ucraina, însă toată lumea de la Bruxelles vorbește că acest post va fi ocupat de actualul ministru de externe al Poloniei, Paweł Sikorski. Domnul Iohannis nu este creditat cu mari șanse, însă nici nu știu dacă își dorește foarte mult Klaus Iohannis această funcție de comisar european. Orice funcție de comisar european, orice portofoliu de comisar european ar fi mult sub rangul de președinte al României sau de președinte de țară, deci cred eu că președintele Klaus Iohannis se îndreaptă mai degrabă către Consiliul European, către o funcție de prim vicepreședinte cu putere executive în Comisia Europeană sau o altă funcție de rangul său. Deocamdată, sigur, sunt discuții foarte aprinse, însă trebuie să așteptăm rezultatul votului din 9 iunie, să vedem exact cu ce zestre electorală vine fiecare partid, vine fiecare grup politic în Parlamentul European și în funcție de această zestre electorală se vor împărți și cele mai importante funcții din arhitectura Europei. Da, mulțumim tare mult, Sevi Zagma, te așteptăm acasă, mâine aici, la România Politică. Continuăm discuțiile în platou referitor la această dezbatere. Doamna Mânzatu, aș vrea să vă întreb cum se văd de aici sau din postura de candidat la alegerile europarlamentare aceste dezbateri care au loc la Bruxelles și mai puțin la noi. Spunea și colegul meu Sebastian Zacman că lipsesc cu desăvârșire aceste dezbateri de aici. Nu știu românii cum percep dezbaterile legate de funcții, dar cu siguranță sunt interesați despre dezbaterile legate de politici, de legislație, de acele măsuri care le influențează viața de zi cu zi. Și cu siguranță dacă discutăm, de exemplu, despre ceea ce înseamnă locuințe, da? Nivel de trai decent, salariu minim european, acestea sunt teme care cu siguranță ar atrage atenția românilor în cadrul oricăror dezbateri, fie că ar fi locale, naționale sau europene. E important însă ca noi în România să încercăm să traducem ceea ce se discută la Bruxelles în așa fel încât românii să simtă această... Să relegitimeze într-un fel proiectul european, pentru că tindem să vorbim doar despre fonduri europene. Eu mă ocup de acest domeniu, recunosc, dar vedem Uniunea Europeană în acești termeni. Fonduri europene, libera circulație, da,
pentru a munci, pentru a studia Schengen mai nou, pentru că a fost un subiect important și sensibil. Dar iată că sunt și alte subiecte pe care populația și popoarele din alte state membre le consideră extraordinar de relevante. Și aici putem să ne uităm la o temă care România lipsește foarte tare. A fost astăzi tehnologie și inovație, ce înseamnă reglementarea marilor giganți din industria IT și ce înseamnă poziționarea Europei într-o competiție globală pe care pare să o piardă. Ce înseamnă exodul talentelor și a tinerilor și a creierilor bune ale Europei către industrie și către terțe zone ale planetei. Cred că putem cumva și e rolul nostru a celor care candidăm și care ne dorim să reprezentăm românii în Parlamentul European și familiile noastre politice să traducem mai bine aceste teme și prin intermediul dumneavoastră al mass media și prin intermediul dezbaterilor independente. Eu una resimt această nevoie, pentru că e bine să ne cuplăm cu comunitățile locale, să discutăm despre nevoile comunităților locale, ele depind de fonduri europene și datorită lor se dezvoltă, dar sunt multe alte teme pe care cred că în România încă nu le abordăm suficient de, adaptat intereselor noastre. Doamna Mareș, aceeași întrebare. Dezbateri la Bruxelles, am văzut 5 candidați stând față în față, discutând, răspunzând la întrebări, transparent, în fața jurnaliștilor, în fața oamenilor. Nu vedem același lucru în România. N-ar trebui să luăm și acest exemplu european? Exemplul dezbaterilor electorale, da. Nu? L-am avut, am renunțat la el, sper eu că ne vom întoarce. E mare lucru că vorbim și astăzi despre dezbaterea care a avut loc la Bruxelles. Uitați că este un pas înainte. Spuneați mai devreme că nu vorbim suficient despre alegerile europarlamentare. Așa. Iată că prin intermediul emisiunii dumneavoastră o facem și este important că am avut astăzi această dezbatere pe care recunosc că nu am avut timp să o ascult, dar o să fac asta imediat după ce se termine emisiunea. L-am ascultat cu plăcere pe Sebastian Zagman, care ne-a făcut un scurt rezumat. Uniunea Europeană este importantă de la firul ierbii din fiecare comunitate, de la fondurile europene despre care vorbea doamna Mânzatu, până la viitorul comisar pe apărare și viitorul președinte al Comisiei Europene și tot ce înseamnă arhitectura instituțională de la Bruxelles, pentru că nu pot unele fără altele și atunci este important și este de datoria noastră, într-adevăr, să informăm cetățenii și să le spunem poate mai clar care sunt beneficiile care pleacă de la Bruxelles. Eu am făcut împreună cu Tineretul Național Liberal timp de 2 luni prin țară o campanie care s-a numit Europa în fiecare localitate și în care am vorbit exact despre ce face Uniunea Europeană pentru noi, pentru tineri în mod special, și felul în care a contribuit Partidul Național Liberal ce pentru asta. Dar nu surprins, facem destul. Ce întrebare v-a surprins și mai mult venită din partea oamenilor care participau la aceste dezbateri? Ah, foarte interesant. Am vorbit mult despre extremiști, să știți. Nu e o întrebare neapărat, dar este un topic care s-a ridicat în dezbaterile pe care le-am avut și faptul că agenda ascunsă a extremiștilor este să ne scoată din Uniunea Europeană și ne povestesc cu un ton extrem de populist cum noi suntem frații mai mici și mai necăjiți în Uniunea Europeană și cum chiar îl ascultam pe candidatul primul pe listă de la Partidul Aur, care ne spunea că acum câteva zile la o televiziune, care ne spunea că România este în poziția ghiocelului în fața Bruxellesului. Ori niște grozăvii de acest gen pe care trebuie să venim noi împreună și să le dezmințim, deci, și să le spunem oamenilor că nu e așa. Aceste mesaje ajung la tineri, cel mai probabil prin platforme sociale. Ajung la noi toți și e de datoria noastră să ne asigurăm că adevărul nostru și cifrele noastre sunt mai sexy decât este minciuna lor. Și să le spunem că România a contribuit cu 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene din 2007 și că am primit înapoi de 3 ori mai mult, peste 90 de miliarde. La fiecare euro am primit înapoi 3 euro. Ăsta este adevărul. Nu. Important e de asemenea să le traducem aceste cifre, pentru că dacă vorbim cu ei și le spunem, uite, ai luat grant de 50.000 de euro ca să-ți deschizi o afacere, Startup Nation sau Diaspora Startup, tu fermier ai luat aceste fonduri ca să-ți iei un tractor, atunci parcă altfel discutăm cu ei. Așa e. Am primit un feedback un pic sensibil discutând cu fermierii. Mă gândeam, ascultam pe Mara și zic, dar stai că eu ce feedback am primit? Și am avut o campanie cu Victor Negrescu, cu PES activist anul trecut și nu vă ascund că am avut această discuție legată de valoarea subvențiilor, da? Și de această echitate și de acest respect pe care trebuie să-l aibă la un nivel similar și fermierii din România și cei din Franța. Și atunci am discutat cu ei cu cărțile pe masă. Acest tractor
pe care îl ai și care este o navă spațială, cu ce mai le-ai luat? Păi 60% fonduri europene de la FIR, vezi? Adică trebuie să avem curajul să înțelegem că suntem parte dintr-un proiect european în care avem și responsabilități și beneficii, că nu e totul perfect și nici nu vreau să zugrăvim Uniunea Europeană într-un tablou așa de bază, dar este calea, singura cale pe care România s-a dezvoltat și poate să continue să se dezvolte și asta se vede în viața lor de zi cu zi. Și permanent cred că trebuie să încercăm să le traducem miliardele, să le traducem deciziile, legislația în exemple din viața lor de zi cu zi, că e un tânăr, că e un fermier, că e un antreprenor. Sunt pensionarii care primesc aceste vouchere sprijin pentru România, 250 de lei. Eu vorbeam cu mama mea și spuneam, mamă, dar e dreptul lor, dar acum au contribuit o viață. Zic, nu, mamă, nu au contribuit o viață. Acest sprijin într-o perioadă de criză este negociat cu greu cu serviciile Comisiei Europene pentru a putea să alocăm acești bani către cei mai nevoiași. Sau analize gratuite pentru anumite boli care, mă rog, afectează un mare număr de români. Cancer cu prevenție, cancer cu colorectal, cancer de sân, se fac niște programe de screening. A, păi nu, că asta ne dă de la CAS, că este contribuția mea. Nu, nu, sunt fonduri sociale europene, sunt bani europeni negociați cu greu de România. Dar trebuie cumva să traducem aceste beneficii la fel de mara, sexy, la fel de atractiv, la fel cum detractorii Uniunii Europene vin și o acuză și o pun la zid și spun despre ea că este această dictatură. Nu, este parte din casa noastră și noi contribuim la ea. Și până la urma urmei, trebuie să înțeleagă și cei care ne urmăresc că toate deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene se iau fie prin consens, adică cu acordul tuturor statelor, cei pe care noi îi trimitem, da, să ne reprezinte Consiliul, spre exemplu, ne reprezintă președintele țării, acolo deciziile se iau în urma unor voturi, în Parlamentul European la fel se iau în urma unor voturi prin europarlamentarii pe care îi votăm, însă față de acum 5 ani de zile, atunci când vorbeam de europarlamentare, de Uniunea Europeană, de ce face și vorbeam foarte mult, într-adevăr, de fonduri europene, acum cumva s-au schimbat și perspectivele cetățenilor europeni vis-a-vis de ce ar trebui să facă sau ce decizie ar trebui să ia la Bruxelles. Și principala preocupare, spunea și Sebe puțin mai devreme, este pe zona de securitate și apărare. Astăzi, cei de la Comisia Europeană au pus la dispoziție ultimul Eurobarometru, un sondaj referitor la opiniile cetățenilor din Uniune pentru aceste alegeri. Și 34% dintre cei care au răspuns întrebărilor consideră că securitatea și apărarea este un domeniu prioritar pentru Uniunea Europeană. Și în acest context, nu mai cred că e cazul să vă întreb, doamna Mareș, dacă e necesar să avem un comisar special pe apărare, ci mai degrabă de unde ar trebui să vină acest comisar sau ce așteptări ar trebui să avem de la acest portofoliu atât de important, pentru că din sondajele făcute pare că europenii, nu mă refer aici doar la români, pentru că a fost făcut în toate țările, au o așteptare foarte mare cu privire la zona de apărare. Nu știu, vor fie ca Uniunea Europeană să ne apere mai mult decât sau complementar față de ceea ce face NATO sau poate să avem armament al Uniunii Europene. Adică sunt foarte multe lucruri de discutat pe zona asta, trăind cu un război la granițe până la urma urmei. Absolut, și sunt perfect de acord și sunt convinsă că vom susține și la nivel politic pe mai departe ca acest nou comisar pentru apărare și securitate să plece din Europa de Est, pentru că situația cea mai sensibilă a Europei este pe flancul estic, acolo unde ne aflăm și noi și polonezii. Este important ca Europa să înceapă să și să vorbește asta de... din totdeauna aproape, da, acum apare mai cel aproape puțin de după Maastricht. După Maastricht s-a vorbit din ce în ce mai mult, da, despre o securitate a Uniunii Europene care să nu intre în contradicție în vreun fel cu ceea ce înseamnă NATO. Corect. Pentru că, atenție, noi când vine vorba de pace și nu de război, atenție, e o diferență foarte mare și am văzut că foarte mulți fac această confuzie la televizor. Când vine vorba de pace, ne bazăm pe NATO, pentru că și noi și marea majoritate a statelor membre din Uniunea Europeană sunt și membre NATO. Deci da, noi susținem lucrul ăsta și este foarte important că vorbim despre asta. E important că și dumneavoastră promovați acest subiect și aș mai vrea să punctez un singur lucru, pentru că suntem desigur la o dezbatere electorală. Sunt aici alături de colega mea de pe lista de europarlamentare, Roxana Mânzatu, și chiar dacă eu fac parte din Partidul Național Liberal și Roxana din Partidul Social Democrat, la Bruxelles nu mai vorbim despre asta și asta este și una dintre ideile acestei liste comune.
comune, ci vorbim despre România. Și fac un apel și la ceilalți colegi de la celelalte partide care candidează la Parlamentul European, în măsura înțelegerilor, pentru că de la mulți nu am mari așteptări, dar am oarește așteptări de la unii dintre ei, să își asume în această perioadă de campanie că orice s-ar întâmpla după 9 iunie o să facem cu toții împreună echipă la Bruxelles pentru România și vom lăsa răfuielile interne aici la București, iar când vom trece granița vom schimba atitudinea. Eu una cu siguranță mi-a spus că sunt convinsă că și doamna Mândată. Am văzut o premieră privința europarlamentarilor români apropo de această unire în jurul unei idei pe aderarea la spațiul Schengen. Acolo am văzut același mesaj dat la unison de absolut toți europarlamentarii și cei care nu erau din alianțe și toți europarlamentarii mergeau la unison cu această... Vreau să dau un mic exemplu ca să nu luăm toate beneficiile inclusiv de securitate ale apartenenței noastre la Uniunea Europeană de-a gata. Azi am primit o delegație din Muntenegru, țară care se pregătește intens să adere la Uniunea Europeană, este în negocieri pe ultimul an și la final mesajul lor, exact asta a fost. Noi ne-am simțit mai în siguranță, sunt deja membri NATO, ne-am simțit mai în siguranță în Uniunea Europeană, suntem pregătiți, am dat un exemplu pentru spațiul balcanic de stabilitate, de siguranță, de aderare, de succes, vă rugăm să ne sprijiniți. Mi s-a părut așa un moment absolut special că acesta a fost unul dintre raționamentele pentru care ei au cerut sprijin, adică și noi românii cred că trebuie să înțelegem că apartenența la acest club european, la acest proiect european, nu trebuie să fie luată de-a gata și trebuie construită în fiecare zi. Și celor care vin și îmi spun că, și îmi spuneau și mie, doamna Mânzată, mergeți la Bruxelles, să mergeți acolo, să bateți cu pumnul în masă, sunteți prea mică, prea slabă, prea femeie, prea... Și le spuneam, oameni buni, în primul rând, dacă vrem o Românie mai puternică în Europa, trebuie să ne dorim o Europa mai puternică. O Românie puternică într-o Europa mai slabă, pe care o slăbim inclusiv cu vocile noastre, nu valorează nimic. Deci dacă nu luptăm pentru ambele direcții, și asta le spun și suveraniștilor și auriștilor, dacă vocea voastră, înainte de orice, nu sprijină o Europa puternică în fața Chinei, în fața Rusiei, în fața... Degeaba vă duceți voi și aveți capacitatea să bateți cu pumnul în masă mai eficient pentru România. Aș vrea, doamna Mânzată, să vă întreb și pe noastră, ce ar putea să însemne această, în afară de a face un comisar specializat pe zona de apărare, am putea să ne așteptăm să urmeze niște discuții despre crearea unei armate europene la care să aderăm toate statele membre, am putea să vorbim doar de armament pus la comun sau făcut pentru Uniunea Europeană? Eu nu văd doar în termenii aceștia de investiții, care cred că da, vor trebui făcute. Din păcate, nu Europa a declanșat agresiune, Europa reacționează la agresiunea declanșată de Federația Rusă și din păcate va trebui să investească bani în apărare în detrimentul poate a altor sectoare. Dar eu cred că o Europa mai puternică este una care e mai legitimă în fața cetățenilor săi. Una care are mai puține curente sau mai puțini reprezentanți extremiști care caută să o distrugă din interior. Și cum facem asta? Făcând ca europenii să fie mai mulțumiți de ceea ce oferim. Ce oferim? În primul rând, cred eu, sau ce ar trebui să oferim de la nivel european? Mai puțină birocrație, mai multă intervenție pe zona de, cum spuneam, sprijin pentru tineri, pentru familiile tineri, poate mai multă intervenție și mai multă competență pe zona de sănătate. Nu este o politică în care Uniunea Europeană să aibă, Comisia Europeană să aibă competențe, dar sunt servicii de care categoriile cele mai vulnerabile au nevoie și sunt exact cele care se îndreaptă către acești vectori politici extremiști, ultranaționaliști. Sunt oameni care au necazuri, care au probleme, care au nevoie de mai mult sprijin, au nevoie de un stat și de instituții europene care să le demonstreze că le rezolvă mai bine nevoile. În felul acesta cred că întărim Europa, inclusiv prin modul în care gestionăm aceste politici în zona socială. Eu reprezint socialdemocrație. Evident că pentru noi Europa socială, salariul minim european, respectarea drepturilor sociale, la pensie, inclusiv transfrontalier, protejarea lucrătorilor, sprijin financiar, cum spuneam, pentru ceea ce înseamnă familiile de tineri, pentru ca ei să-și poată permite o chirie sau să-și cumpere o locuință cu un credit ipotecar. Toate acestea trebuie să se vadă inclusiv din politicile europene, inclusiv prin politica de coeziune, prin fondurile europene pe care le primim. Dacă nu reușim să traducem și să demonstrăm suficient de clar cum ajutăm concret, și eu asta fac zi de zi, omul de rând și cetățenii care au, sigur, aceste nevoi curente, degeaba le vorbim de lucruri foarte ample, foarte sofisticate, de mecanisme foarte, foarte complexe.
extremismul prinde până la urmă avânt și suport din rândul acestor categorii care simt că poate instituțiile europene, politicile, legislația, finanțările n-au ajuns la ei sau nu țin cont de ei. Mă bucur că ați ajuns la, că ați deschis dumneavoastră acest subiect referitor la extremiști și spunea și doamna Mareș puțin mai devreme că e o temă de discuție inclusiv între românii de rând, dacă vreți, da, fără să, și inclusiv între tineri. Există, cel puțin ultimele sondaje la nivelul Bruselului, arată că grupul extremiștilor s-ar putea mări în următorul Parlament European. Asta înseamnă că s-ar putea să conteze mai mult în negocieri. Credeți că e posibil să vedem negocieri între cei care vor asigura majoritatea, care vor fi cel mai probabil PPE, socialiștii și Renew, cu grupul extremiștilor, tocmai pentru a încerca să treacă, nu știu, șeful Comisiei Europene, proiecte importante? Grupul S&D refuză o astfel de abordare, tocmai pentru că Uniunea Europeană este despre democrație, despre anumite valori. În momentul în care te aliezi, da, și formezi un tip de coabitare, da, de alianță politică cu aceia care nu susțin valorile europene, care nu susțin până la urmă tot ce înseamnă stat de drept, democrație, practic îi legitimezi. Și nu cred că asta este calea pe care noi am dorit să mergem. Sigur, votul din 9 iunie sau 9-10 iunie, că sunt diverse datele în care se votează în statele membre, ne va da un tablou al voinței populare. Dar mai avem 2 săptămâni și jumătate și România este un stat membru mare, care dă 33 de europarlamentari, al cărui rezultat la vot va conta în configurația viitorului Parlament European. Și mai avem 2 săptămâni și jumătate în care să reușim să facem tot posibilul ca reprezentarea acestor voci, care cred eu că nu au ce căuta într-un context democratic, să fie cât mai mică și cât mai firavă. Da, doamna Mare, și aceeași întrebare. Nu există șanse de negociere din partea PPE cu extremiștii, nu există șanse de negociere din partea PNL cu AUR, respectiv SOS, cum nu există nici la nivel european, nici nu vorbim despre asta. Ar fi, într-adevăr, cum zicea doamna Munzatu, o mișcare de legitimare a lor pe care nu o merită și care este periculoasă, în primul rând, pentru noi. Și e de datoria noastră ca în această campanie să continuăm să promovăm beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, o construcție care este perfectibilă, într-adevăr, așa cum este fiecare stat până la urmă, însă ar fi bine ca și telespectatorii noștri să facă un exercițiu de imaginație și să se gândească cum ar fi arătat România astăzi fără să fi fost membri ai Uniunii Europene. Și acea realitate ar fi una distopică, sunt convinsă, și nu ne-ar plăcea. Beneficiile, și îmi doresc să rămân să punctez și lucrul ăsta, pentru tineri, pentru că asta mă doare pe mine cel mai tare, sunt enorme. De la programul Erasmus, unde aproximativ 7.000 de tineri din România în fiecare an merg să studieze la universitate de prestigiu din Uniunea Europeană, pe gratis, pe burse europene de la Bruxelles, Discovery EU, călătorii gratis pentru tinerii peste 18 ani cu trenul, unde la fel o mulțime de tineri români se bucură în fiecare an, programul Tânărul Fermier, vorbea doamna Munzatu mai devreme despre fermier, programul Tânărul Fermier, care oferă granturi de 70.000 de euro fermierilor sub 35 de ani, un program în derulare astăzi în România pentru a-și moderniza ferma sau pentru a construi o fermă nouă. Sume de până la 200.000 de euro, pe care lansăm acum, da, cu bani europeni. Sume de până la 200.000 de euro pentru activități neagricole în mediul rural, deci nu neapărat ferme, dar activități care pot sprijini eventual produsele brute spre finite care ies din ferme. Sunt foarte multe programe, Innotech Student, iarăși, care a creat câteva zeci de mii de locuri de muncă prin afacerile inovative ale unor studenți finanțate cu banii europeni. Deci sunt extrem de multe beneficii. Aș vrea să dau un exemplu, pentru că e foarte importantă zona de agricultură, mai ales în partea aceasta a Europei. Odată, desigur, subvențiile
nu sunt nici măcar la media europeană pentru fermierii români, ceea ce nu este de acceptat și ceea ce trebuie să ne asumăm că vom schimba în mandatul următor al Parlamentului European, pentru că nu este admisibil și nu este corect față de fermierii noi. Poate trebuie să fie și un ministru al agriculturii mai aplicat puțin acolo la Bruxelles atunci când merge. Da, și o echipă de europarlamentari care să susțină acest deziderat absolut corect și normal, și anume ca subvențiile fermierilor români să ajungă la nivelul mediu al acelora din celelalte state membre. Acum câteva luni, Dan Mutreanu și cu Daniel Buda s-au luptat foarte tare pe un subiect care era să ne nenorocească și nu exagerez, legat de pesticide. Deci Comisia Europeană la un vot sau două această propunere, a fost la limita limitelor, exact. Voiau să ne înjumătățească cantitatea de pesticide pe care o folosim la hectar. Noi folosim 640 de grame. Olanda, cred eu, Olanda, sau una dintre Olanda folosește 8 kg. Da. Dar regula era cumva fiecare să reducă la jumate. Da. E corect, adică ei se ajung la 4 kg, noi la 220 de grame. Și ne-am luptat ca să prevenim și să apărăm până la urmă agricultura românească. Deci nu vă dau doar viitoare direcții de acțiune, ci și lucruri concrete pe care le-am făcut deja, așa încât să sprijinim fermierii români și români în general. Apropo că ați spus de fermieri, va fi din 10 iunie încolo, va fi o dezbatere și o negociere pe portofoliile care urmează să fie preluate în Comisia Europeană de fiecare stat în parte. Noi am avut portofolii importante, începând de la agricultură, la dezvoltare, acum avem transporturi, Adina Vălean este comisar pe transporturi. Acum urmează această negociere. Spre ce ar trebui să îndrepte România? Spre ce portofoliu ar trebui să meargă Mara Mareș? E prea devreme să discutăm despre asta. Trebuie să vedem cum, în ce direcție o să meargă negocierile. Ar trebui să găsim mai întâi omul și pe urmă să mergem către un portofoliu, sau mai întâi portofoliu și pe urmă căutăm intern omul? Amândouă, să știți. Trebuie să avem omul potrivit pentru portofoliul potrivit pentru noi. Adina Vălean a făcut o treabă excelentă din funcția de comisar european pentru transporturi și este o mândrie pentru întreaga țară să fie avut pentru puțin timp și în ultimii 5 ani comisarul ministru european al transporturilor, de fapt, pentru că ăsta este rangul dânsei și nu putem să lăsăm garda jos. În mod evident, sigur, toate funcțiile sunt importante și nu trebuie să le minimizăm pe niciuna dintre ele, pentru că nu e cu ei. Important și portofoliul pentru tineret și pentru inovație sunt importante toate, dar probabil că, în primul rând, cel de apărare ar fi mai potrivit pentru zona noastră, nu neapărat doar pentru România, și mai departe o să vedem după. E prematur să vorbim despre asta și nu cred că e... Eu aș prefera să luăm înapoi coeziunea, adevărat, pentru că este un domeniu pe care românii îl înțeleg. Este domeniul acela al finanțării cu fonduri europene, pe care românii îl înțeleg și cred că e important să existe o conexiune între ceea ce înseamnă acel portofoliu și ceea ce legitimează în fața oamenilor Uniunea Europeană. Și fondurile europene sunt un element care se asociază foarte bine cu ceea ce înseamnă percepția Uniunii Europene. Comisar pentru extindere europeană, doamna Mânzapă? Ne uităm la două valuri potențiale de extindere, evident. Vă spuneam că m-am întâlnit cu Muntenegru, discutăm de grupul Balcanilor de Vest într-un viitor mai apropiat și apoi celelalte trei state estice, Moldova, Georgia și Ucraina. Este cu siguranță un portofoliu important. România e un actor tot mai puternic, tot mai relevant și politic și economic aici în regiune și asumă acest leadership. Și cumva s-ar extinde Uniunea Europeană după noi, așa că acum suntem graniță. Și cred că da, ar fi o poziție care ar potența până la urmă acest profil de creștere și politică și economică a României și ar legitima foarte bine până la urmă prezența românească în conducerea Uniunii Europene. Chiar mă gândeam în timp ce vorbeați, pentru că tot insist pe această idee, merg și eu ca și Mara, merg pe teren, discut cu oameni simpli zi de zi, nu mă întreabă de funcții. Chiar nu interesează de funcții. Oamenii ar vrea să știe despre, cum spuneam, cum impactează măsurile și politicile. Vom discuta imediat dar și despre vor influență, vor să fie mândri, vor să se simtă reprezentați. Evident că a întrebat cineva zilele trecute că îi spuneam să se uite la dezbaterea de azi între candidații la președinția Comisiei Europene și m-a întrebat, da, e vreun român acolo? Și i-am spus că nu și mi-aș dori să fie ziua în care un român sau și un bulgar. Doamne, ajută! Despre asta e vorba și românii percep asta destul de clar.
A apărut astăzi, vorbeam și cu Sebi Zafan puțin mai devreme, un articol în Politico referitor la o posibilă componență sau măcar numele vehiculate pentru funcțiile de comisar european din fiecare stat. Pe această listă sunt foarte mulți de la PP, doamna Mara Mareș, și de la noi este singurul vehiculat, este Klaus Iohannis, care știm că zilele trecute a spus că își dorește doar șefia NATO, acolo este concentrată toată negocierea. Am putea să îl vedem pe Klaus Iohannis într-o funcție executivă după ce pleacă de la Palatul Cotroceni? Klaus Iohannis ar fi potrivit pentru orice funcție la nivel european, dar așa cum a declarat și dânsul, focusul este șefia NATO. Nu sunt surprinsă că i-a fost vehiculat numele, pentru că este cea mai prominentă, cel mai prominent personaj din România, care este tot apropiat al PP, deci nu mă miră absolut deloc. Mă îndoiesc că se va desăvârși această propunere pe care, speculație pe care ne-o face Politico, dar repet, sunt convinsă că oriunde ar merge Klaus Iohannis ar fi o mândrie pentru noi toți până la urmă. Acum, trebuie să le explicăm celor de acasă că, spre exemplu, în urmă cu 5 ani Ursula von der Leyen, după ce a fost desemnată șefa a Comisiei Europene, a dorit din partea României o doamnă comisar, așa a ajuns și doamna Vălean în această așa funcție. Este. Deci poate vine din nou Ursula von der Leyen și cere din nou o doamnă din partea abordare României. Pe care o susțin și cred că și Mara o susține, egalitatea de gen, da, este abordarea care... Susține egalitatea de gen, dar acum menținând și principiul meritocrație, adică nu punem absolut o doamnă sau un domn doar de doar dragul sexului pe care nu îl reprezintă, trebuie și competența, competență. Dintre cei competenți, o doamnă și un domn, parteneriat, dintre cei competenți. Așa. Dar Klaus Iohannis ar preta pentru o funcție executivă, doamna Mânzatu? Nu am nici cea mai mică idee, nu sunt eu în măsură să judec meritele din această perspectivă. Cum spuneam, cineva m-a întrebat, eu un român în acea dezbatere, din această perspectivă, mândri de orice român care ar putea să reprezinte cu cinste și onoare țara noastră într-o funcție de influență la Bruxelles. Și să facă treaba acolo, persoană, că până la urmă asta ne interesează și să promoveze și evident, România. A ocupa un portofoliu nu înseamnă și cu a exercita, eu știu, competent și influent acel portofoliu, inclusiv în beneficiul țării tale. Oricum, eu nu vreau niciodată să-mi amăgesc, eu știu, alegătorii și votanții. Trebuie să înțelegem, Comisia Europeană este cea care apără interesele Uniunii Europene, a proiectului de integrare europeană, iar Consiliul Uniunii Europene apără interesele distincte ale statelor membre. Da, acolo avem șefii de stat, șefii de guverne. De aceea, Uniunea Europeană e așa un mecanism tripartit mai sofisticat. Nu trebuie să cerem comisarului să fie în primul rând un apărător al țării, pentru că noi avem interesele apărate în Consiliu, în Comisie, trimitem un român pro-european capabil să construiască proiectul european cu ceea ce știe, evident, și ce poate din România. Deci trebuie să înțelegem și corect rolurile instituțiilor. Vreau să trecem puțin și la partea de măsuri, decizii care se iau la Bruxelles și care ne afectează pe toți în viața de zi cu zi, sau unele mai mult, altele mai puțin. Dar cea mai dezbătută măsură în această perioadă este salariul minim european. O măsură pe care Guvernul României intenționează să o ia de la 1 ianuarie, o decizie care a venit de la Bruxelles și care aduce cumva o egalitate în rândul salariilor care sunt date în statele membre, în sensul în care trebuie să fie cumva 50% din venitul mediu din acel stat. Din deci acel este stat. O formulă ajustată pe fiecare stat pe și fiecare profilul stat. Fiecărui nu, stat. Nu înseamnă salariul mediu european, nu înseamnă că vom avea o de la 1 ianuarie salariul mediu pe care, care e în nu Germania. Vorbim despre cifre, nu vorbim despre cifre, deci vorbim despre niște principii. Dar care, un algoritm care va asigura creșterile următoare ale salariului minim ca fiind în primul rând predictibile și jumătate din salariul mediu. Deci asta înseamnă implementarea salariului minim european și nu implementarea unui anumit quantum care să intre la plată. O formulă, o formulă exact. Matematică. Este o formulă matematică care este important pentru că asta știți ce va face, va scoate politicul din creșterea salariului minim.
ceea ce este foarte important. Adică acest mecanism va merge indiferent de ce se întâmplă pe scena politică și cine conduce atunci, dacă are, știu eu, vreo viziune mai liberală, mai socialistă. Da, dați-mi voie să traduc eu. Până acum deciziile se iau la guvern în funcție de decizia premierului, decizia coaliției de guvernare. Nu, sunt consultări tripartite. În baza consultările cu tripartite. Premierul Ciolacu negociază cu partenerii sociali creșterea salariului minim de la 1 iulie și 1 ianuarie 2025. Trebuie să recunoaștem faptul că poate fi o decizie politică. Inițiativa? Vedem în an electoral, am scos eu cifrele din 2016 încoace, în an electoral, tot timpul, sau în preajma alegerilor, tot timpul erau majorări de salarii mai mari. După ce treceau alegerile, erau, dar nu atât de mari. Acum, cu o astfel de formulă, practic, nu va mai putea spune nimeni că nu se majorează sau cu cât se majorează din pixul unui ministru, că până la urma urmei, guvernul putea acum să vină să propună 4.000 de lei. În Consiliul Tripartit. A propunerea de directivă privind salariul minim european vine de la un social-democrat, de la Nicola Schmidt, care este și candidatul nostru pentru președinția Comisiei. Adică și noi suntem conștienți că avem nevoie de o formulă care să permită și companiilor să, da, să poată să ofere acest salariu. Oferim opțiuni, adică o raportare a salariului minim fie la coșul de consum, fie la salariul median, fie la salariul mediu din economia statului membru respectiv. Dar România trebuie să știm că dă înapoi angajatorului și foarte multe granturi, foarte multe scheme de creditare garantate de state. Deci sprijinim și pe partea de capital de angajatorul, dar ce aud eu de dimineață până seara și slavă Domnului am lucrat cu industria de construcții foarte mult, este lipsă de forță de muncă. Forță de muncă care migrează de multe ori către șantiere, către joburi din alte state membre, pe joburi similare, salarii mai mari. Deci e clar că trebuie să facem ceva pe acest mecanism de protejare și de stimulare a lucrătorului. Nu se mai poate altfel. Întrebarea este dacă ar trebui să se mențină și salariile minime diferențiate, doamna Mareș, dacă se introduce această formulă de a decide salariul minim. Diferențiate între statele membre? Nu, în România. Noi avem salariul minim diferențiat la constructori, la agricultori. Păi nu putem, că avem în PNRR măsuri specifice legate de eliminarea lor. Exact. Și să vrem, nu putem. Eu să știți că am lucrat împreună cu constructorii la facilitățile fiscale și după aceste măsuri, industria a avut un boom care se vede pe cifra de afaceri, pe date de la INS, pe șantiere. Pentru că aveam deficit de forță de muncă și muncă la negru. Și aia a fost o măsură liberală, ca să spunem așa. Dar a fost adoptată de un guvern de stânga, social-democrat. Însă avem în PNRR angajat eliminarea acestor facilități și nu vom putea să continuăm pe aceste diferențieri. Deci asta înseamnă că s-ar putea ca de la 1 ianuarie sau imediat după să vedem un salariu minim același pentru toate categoriile, nu? Nu cred că se va întâmpla atât de brusc, mai ales eu am participat la discuțiile cu constructorii cu care s-au agreat niște calendare mult mai predictibile. Deci va exista? Nu cred că În sfârșit aud de această predictibilitate, sper să o și văd. Absorpția noastră depinde de constructori. Toată dezvoltarea României depinde de ei, de forța lor de muncă. Am tot spus că în această guvernare PSD-PNL numai de predictibilitate n-am putut avea parte, cel puțin pentru oamenii de afaceri, pentru micile afaceri, pentru IMM-uri și mai departe. Doamna Mareș, care sunt principalele măsuri sau proiecte sau viziuni care vor fi puse pe masa Bruxellesului, dacă îmi permiteți, în următorul mandat? Am reușit să ating câteva din ele și mai devreme atunci când v-am vorbit despre creșterea subvențiilor pentru agricultorii români, care mi se pare o linie roșie peste care nu mai putem să lăsăm pe nimeni să treacă și să ne asigurăm că ne batem pentru fermerii români, așa cum deja am făcut-o până acum. Atenție, deci nu spun că nu s-a făcut nimic, s-au făcut mulți pași înainte, însă lucrul ăsta nu avem voie să-l lăsăm deci să treacă pe lângă noi. Agricultura este extrem de importantă, extrem de importantă. Creșterea fondurilor despre care vă vorbeam pentru tinerii fermieri, pentru că vedem zonele rurale că se depopulează, iar cu aceste fonduri reușim să-i ținem pe tineri în zonele rurale să investim în agricultură și să investim în acele business-uri care au loc în mediul rural, însă nu au o componentă agricolă neapărat, cu acele fonduri separate de 200.000 de euro despre care vă vorbeam. Deci, unde poate să intre orice, inclusiv rurală, consultanță juridică, orice are nevoie acea comunitate pentru a se dezvolta. De asemenea, ne dorim foarte, foarte mult să creștem
Finanțarea pentru programele pentru tineri pe care vi l-am enumerat mai devreme, Erasmus Plus, pentru care Zicfrid Mureșan, colegul meu, s-a bătut foarte tare și a reușit ani de la un exercițiu bugetar la altul să crească fondurile pentru Erasmus și sunt convinsă că lucrul ăsta se va întâmpla și data următoare și noi îl vom sprijini pentru fondurile pentru studenți, pentru a intra în viața activă, aceea care astăzi iese pe băncile facultății, să înceapă pornească în viață cu o cale directă și cu niște fonduri care nu sunt uriașe, desigur, sunt 25.000 de euro, dar este mare lucru să începi o afacere care, după priceperea ta, ți-o dezvolți mai departe și ai ocazia să ai și niște angajați acolo. Deci, iarăși, e un stat bun, 50.000 de euro. Asta vreau să spun. Noi lansăm Startup Nation din fonduri europene, în special pentru tinerii sub 30 de ani, cu 50.000 de euro grant. Adică nu e de aici de acolo să mergi la bancă, să ceri un credit pe o firmă nou înființată, nu reușești să obții suma aceasta fără giranți și fără... Da. Este un efort pe care și Comisia Europeană și România îl face solidar. Ce aș vrea să spun despre fondurile europene, că tot ce vă spune Mara, îi ține până la urmă de politica de coeziune, de fondurile europene pe care România le primește și de politica agricolă comună. E foarte important ca noi în Parlamentul European, în dezbaterea despre viitorul fondurilor europene, care a început la Bruxelles, să apărăm politica de coeziune, sumele, bugetele care ne sunt alocate și modul în care ea este gestionată. Noi avem o diferență. PNRR, un mecanism prin care primim bani europeni, dar decizia finală este la Bruxelles, și avem politica de coeziune, aceste fonduri de care vorbea și Mara, de care v-am vorbit și eu, care au decizia împărțită și la Guvernul României și la Bruxelles. Adică dacă noi am vrut să luăm 440 de milioane de euro, să-i dăm pe Startup Nation anul acesta din programul Educație și Ocupare, am negociat cu Comisia Europeană și am putut să ne impunem acest punct de vedere. Dacă noi am vrut să creăm un program dedicat sănătății, da, în care să știți că la nivel european există așa o oareșcare reticență în a duce bani europeni pe tot ceea ce înseamnă programe de screening. Ei spun, domnule, sănătatea înseamnă altceva. Noi spunem, nu, forța de muncă trebuie să fie sănătoasă. Și avem un program de 6 miliarde de euro pe sănătate. Da, știți care e problema? Că cei a care fost spun, pentru că am putut să avem management partajat. Cei care spun, poate vin dintr-o țară unde partea de screening funcționează deja foarte bine, unde prevenția pe zona de sănătate este prevenție. Poate nu înțeleg aceste absolut, lipsuri noi pe am care luptat. Noi... Eu am fost ministru la vremea respectivă, ministru fondurilor europene și am luptat pentru aceste priorități specifice României. Deci trebuie prioritățile să ne pe care le considerați dumneavoastră sunt pe zona de sănătate mai degrabă. Am dat câteva exemple, pentru că nu, proiectele, prioritățile mele sunt, eu sunt una dintre persoanele care s-a implicat în lansarea Startup Nation în 2017, adică tot pe zona de antreprenoriat, eu am lucrat cu tineri antreprenori. Și care ar mai fi? Startup Nation care se lansează în acesta, vă spuneam, 440 de milioane de euro. Avem femei antreprenori, sunt așa o mare susținătoare a femeilor și în business. Vom avea granturi de 40.000 de euro. E foarte important să ne uităm și la întreprinderile sociale. Vom avea granturi pentru crearea de întreprinderi sociale. Pot fi SRL-uri, asociații, fundații, dar ele își reinvestesc profitul în zona socială și angajează persoane din categorii vulnerabile și acolo chiar vom avea granturi de 100.000 de euro. Sănătatea este o prioritate pentru că ne-am luptat să avem bani europeni pe sănătate, nu doar pentru spitale, nu doar pentru dotare de cabinete medicale. Și spun de multe ori oamenilor, măi, vă duceți, vă faceți un ecograf și un ecograf cumpărat cu bani europeni. Vă duceți și urcați într-un autobuz verde și e cumpărat cu bani europeni. Revenind la sănătate, e foarte important să înțelegem că nu ne-a fost ușor să obținem această finanțare pe zona de sănătate și că avem parte de prevenție. Și când vor fi chemați la cabinetul medicului de familie să facă niște analize pentru a identifica din timp poate anumite patologii, majoritatea oncologice, să se ducă, să le facă, să participe la program și să știe că din bani europeni susținem plata parțială a onorarilor, medicilor, laboranților, celor care sunt implicați, a materialelor care sunt folosite. E important să conștientizăm concret unde se duc banii. Vă noștri. Mulțumesc foarte mult pentru că ați participat astăzi la România Politică, o dezbatere foarte bună despre ce înseamnă Europa, Uniunea Europeană, la ce să ne așteptăm de acolo și mai ales cu ce gânduri ar putea să plece europarlamentarii români la Bruxelles. Dar până atunci cel mai important este ca pe 9 iunie să mergem cu toții la vot, în special tinerii acolo unde absenteismul din păcate este extrem de mare. Mi-ar fi plăcut să mai discutăm și despre asta, dar cu siguranță vom discuta în edițiile următoare. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit și în această seară și mâine seară la 18, cel mai probabil vă revedeți cu Sebastian Zacman aici la România Politică. Seară bună!